Deci, stimați participanți, vreau să vă anunț că deținătoarea cupii transmisibile a turneului la mini-fotbal în numele lui Boris Dovgăni, a ediției anului 2017, deci a fost echipa Buzău, România. Rog echipa să întoarcă cupa pentru a o pune în joc. Și îi aplaudăm. Pentru onorarea drapelilor Republicii Moldova și a Românului Dobăsari, aliniere la drapele. Stimați participanți, deci ediția 19 a turneului la mini-fotbal în numele lui Boris Dovgăni se declară deschisă. Deci câteva cuvinte vreau să vă spun referitor. Deci turneul dat este organizat în numele lui Boris Dovgăni. Boris Dovgăni a fost locuitor a satului Prita, a fost un fotbalist, a practicat fotbalul într-o clasă specializată anume de fotbal, a jucat la nivel republican, a făcut armata în Afganistan în 1992, a căzut eroic pe câmpul de luptă pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Acum vă rog, în memoria lui Boris Dovgăni și a tuturor celor căzuți în 1992, un minut de reculegere. Mulțumesc! Deci astăzi sunt prezente echipele. Județul Buzău, România, să o aplaudăm. Satul Doroțcaia. Satul Ustea. Satul Colercani. Satul Moловата Нова, Satul Dobăsari Vechi Criuleni, Satul Coșnița și Satul Părâta. Și avem oaspeți de onoare, deci este prezent președintele Răunul Dobăsari, domnul Grigore Policinski. Avem specialist principal în tineri și sport, Consiliul Raional, domn Mihai Viță, directorul școlii sportive raionale, domn Vasile Nagalisov, antrenori, profesori, consilieri raionali și arbitrii care vor deservi astăzi meciurile. Acum vreau să-i ofer cuvânt președintelui raionului, domnul Grigore Policinski. Da, mulțumesc foarte mult! Eu aș vrea să adaug la acele emoții pe care le are domnul Vladimir în calitate de organizator de mai mulți ani a acestui turneu, că el se petrece într-adevăr deja în 19-lea an consecutiv. Se petrece, s-a început cu doar câteva echipe, de câțiva ani încoace, datorită implicării în calitate de organizator și finanțator a acestui turneu a Consiliului Raional Dobăsari, acest turneu a devenit deja un simbol de promovare a sportului, de promovare a prieteniei, de promovare a Raionului Dobăsari,
de promovare și comemorare a memoriei pentru ostașii căzuți în acel tragic război de pe Nistru în 1992. Și sigur că vă rog foarte mult să aplaudăm organizatorul acestui turneu, domnul Vladimir Diordița. De asemenea, este participant la acele tragice evenimente, a fost rănit în aceeași zi cu tragicul deces al lui Boris. Și la sigur că pentru noi este absolut important ca voi, tinerii, de pe ambele maluri a râului Nistru și tinerii din România, și tineri din alte regiuni, din alte republici, din alte țări, să iubiți pacea, să luptați doar pe câmpurile de sport, dar și aici să aveți respect unul față de altul. Cred că absolut este important acest element de prietenie, de înfrăție prin sport. Sportul nu are granițe și participarea colegilor din România acest lucru încă o dată îl demonstrează. Participarea echipelor și din stânga Nistrului și din dreapta Nistrului. De asemenea, menționează că țara noastră a fost, este și trebuie să fie în continuare o țară integră, care își stimează trecutul, prezentul și viitorul. Astăzi, alături de voi, dragi tineri, sunt prezenți mai multe persoane oficiale din teritoriu. Sunt prezenți domni primari, vreau să salut prezența dumnealor. Haideți să-i aplaudăm. Viceprimari care de asemenea sunt prezenți aici, haideți să aplaudăm. Este prezent șeful inspectoratului de poliție a raionului Băsari, domnul Dorin Bânciu, domnul colonel. Sunt prezenți consilierii raionali și vreau să-l prezint pe maestru în sport, domnul Nicolae Gaze, care este președintele Comisiei Raionale pentru domeniul învățământ, cultură, mass media, educație, sport. Și sigur că sunt prezent și alți consilieri raionali, precum nu-l văd unde domnul Pavel. Este domnul Pavel, vă rog foarte mult să-l aplaudăm și pe dumnealui, care este din Oxentia, un sat cu foarte multe talente în domeniul sportului. Și la sigur că vreau foarte mult să vă rog, dragi tineri, dragi copii, să aplaudăm persoanele fără de care voi nu ați fi ajuns astăzi aici. Este vorba de profesorii voștri, de antrenorii dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vreau să vă doresc să aveți o zi frumoasă precum este astăzi. Vreau într-adevăr să cred că voi veți lupta sincer, cinstit, pe câmpurile de fotbal. Voi veți avea prietenie, vă rog foarte mult să vă împrieteniți cu prietenii noștri, cu oaspeții noștri din România și voi între voi. Să vă stimați unul pe altul pe câmp și desigur că ne vom bucura foarte și foarte mult dacă va câștiga cupa transmisibilă cea mai bună echipă dintre voi. Succes, dragii mei! Oferim cuvânt domnului Grigore, secretarul Consiliului Raional. Mersi mult! Stimați tineri, eu vreau din numele Asociației Raionale a raionului Dubăsari în fotbal să vă doresc mult succes, să aveți parte, desigur, de niște emoții pozitive în meciurile care azi le veți juca. Desigur să nu uitați de stima față de luptătorii voștri care sunt pe teren și desigur aș vrea să vă doresc ca în ziua aceasta să fiți voi toți câștigători, indiferent de echipa care va lua primul loc. Câștigă întotdeauna fotbalul, iar noi, acei care promovăm genul respectiv de joc, vom fi întotdeauna alături de voi și vom susține. Mult succes vouă și baftă tuturor!
Eu rog reprezentantul echipei de la Buzău, România, tot să ia cuvântul și deci dumneavoastră vă reprezentați singur ca să nu. Bună ziua, bine v-am găsit, mă numesc Pororo Cosmin, sunt directorul Direcției Județene de Sport și Tinere Buzău. Ne bucurăm nespus că suntem astăzi alături de dumneavoastră, ne bucurăm nespus că ne simțim aici exact cum ne simțim și acasă. Multe cuvinte nu pot să vă spun. Aștept să vă meciuri frumoase, aștept să vă fair play din partea voastră și să câștige cel mai bun. Succes și și sigur că suplimentar la cele menționate de domnul profesor, vreau să transmit salutări din partea președintelui Consiliului Județean Buzău, domnului Petru Emanuel Neagu, care este pe drum și numai decât va veni la jocurile care se petrec aici, la Coșnița. Felicitări! Vă mulțumesc! Deci acum vreau să vă anunț, conform trageri la sorți, deci grupa A, Dubăsarii Vechi, Pârâta, Holercani, Ustea, grupa B, Moldovata Nouă, Buzău, Doroțcaia, Coșnița. Primurile jocuri din grupa A o să joace toate echipele, deci Dubăsarii Vechi cu Holercani pe terenul din stânga mea, dreapta dumneavoastră, participanți. Dubăsarii Vechi, Holercani, da, clar. Pe terenul din mijloc, Pârâta Ustea. Grupa B, Moldovata Doroțcaia, pe terenul din dreapta și stânga dumneavoastră. Acum, eu vreau și eu să vă doresc o zi frumoasă în continuare, fără traume, să primiți o plăcere la acest joc, să învingă cei mai puternici. Vă doresc succes! Hai, da, așa! Да,
Jucători sunt considerați. Cel mai bun portar, Moiseev Andrian Olercani, să se apropie. Cel mai bun golgeter, Popa Cosmin Iulian, Buzău, 10 goluri. Cel mai bun jucător, Cerlat Laurențiu, Tubăsari Vechi. Pe locul 3 s-a clasat echipa Buzău, România. Capitanul, se apropie. Haideți să aplaudăm! Locul 2. Dubăsari Vechi, Criuleni. Și deci deținătorii cupii transmisibile anului 2018, echipa Holercani, Dubăsari. Cupa transmisibilă, care sper foarte și foarte mult că anul viitor va fi adusă din nou aici. Vom încerca să implicăm și primăriile pentru organizarea acestui turneu. Și sigur că vreau foarte mult să-i doresc multă sănătate persoane care a inițiat acest frumos turneu. Persoana care mulți ani a retrăit și a contribuit la organizare, la pregătirea terenului, la pregătirea nemijlocită a măsurii respective. Haideți să-l aplaudăm cu toții pe domnul Vladimir Diordița! Eu vreau să aduc cele mai sincere mulțumiri, sigur că suplimentar la cuvintele spuse, autorităților publice locale, care vreau să vă asigur că avem foarte multe momente de lucru. Îmi pare rău că n-am reușit să asist la finală, fiindcă am avut ședința Comisiei pentru situații excepționale. Vreau să mulțumesc domnilor primari care au fost alături de noi pe parcursul la întreaga zi. Haideți să-l aplaudăm pe domnul primar de la Coșința, domnul Alexei Gafin. N-am văd, dar cred că este alături domnul primar de la Molovata Nouă, domnul Gazea. Și sigur că să aplaudăm profesorii dumneavoastră care au retrăit foarte mult astăzi. Aplauze și pentru ei. La decizia direcției învățământ,
la decizia grupului de arbitri pe care vă rog de asemenea să-i aplaudăm. Vreau să transmit această statuietă cu două mâini încrucișate, simbolul prieteniei, echipii din Buzău care au venit de la multe, multe kilometri, venind aici alături de noi, participând la acest turneu minunat. Vreau să invit echipa, toată echipa, veniți să fugă încoace. Repede! Și să vă înmân acest simbol a prieteniei între tinerii sportivi din Moldova și tinerii sportivi de la Buzău, România. Aplauzele noastre! Să ne întâlnim în anul 2019, la următoarea ediție a 20-a, da, domnul Vladimir? A 20-a ediție, la care sunt convins că veți fi mai pregătiți, mai buni, cu bune relații de prietenie și dragoste pentru sport. Într-un ceas bun și salutări la ai voștri de acasă. Mulțumesc! Astăzi avem a doua zi, avem înregistrate 11 echipe, deci sunt prezenți echipa satului Holercani, echipa Corjova-Criuleni, echipa Turățcaia, echipa Mălovata Nouă, echipa Inspectoratului de Poliție Dubăsari, echipa și vreau să echipa satului Cocilier, deținătorii clubii anului 2016. Echipa batalionului numărul 3, Forțele de Menținere a Păcii. Echipa satului Dubăsari Vechi, Răunul Criuleni. Echipa Coșnița și echipa Prâta. Boris Dovgăni a fost, este și va fi. Într-adevăr, este o vârstă practic de majorat, de 19 ani, de când se organizează acest turneu. Și se organizează, desigur, că grație implicării și inițiativei domnului Diordița Vladimir, haideți să-l aplaudăm pentru acest curaj și acest spirit de patriotism. Câțiva ani deja Consiliul Raional de Băsari se implică la organizarea și finanțarea acestui turneu. Foarte greu, vreau să vă spun, și credeți că bugetele sunt foarte austere, când surse financiare nu se alocă, e foarte greu să acumulezi, să pui la o parte careva sursă, dar datoria de a păstra memoria pentru băieții care au decedat pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova, pentru ca țara noastră, Republica Moldova, să fie ca țară, ca noi suntem, ca neam, este obligatorie pentru fiecare conducător. Eu sunt bucuros că împreună cu Direcția Raională Învățământ, șef doamna Larisa Brăducean, școala sportivă, director domnul Vasile Nagalisov și sigur că împreună cu Asociația de Fotbal a Raionului de Băsari, președinte domnul Sergiu Grigoriev, împreună cu colegii noștri, antrenorii, cu voi anume, noi an de an am organizat, organizăm și sper că și în 20 de ani, așa un mic jubileu, să ne adunăm și să facem această frumoasă sărbătoare a sportului. Vreau să vă doresc tuturor dumneavoastră să păstrați această dragoste pentru unitatea malurilor râului Nistru. Vreau să vă rog foarte mult să păstrați patriotismul de a fi moldoveni adevărați, care țin la țara lor, așa cum au ținut și ținem noi toți acești 27 de ani. Și cel mai important, vreau foarte mult să vă rog să vă păstrați sănătatea și anul viitor să ne întâlnim aici. Este un prilej ca dumneavoastră să repartizați acest exemplu pozitiv de promovare a sportului și într-o parte a malului râului Nistru și alta. Și desigur că vă rog foarte mult să aplaudăm și suporterii care au venit să se bucure de joaca voastră. Într-un ceas bun și Doamne ajută-vă! Mersi mult!
Thank you.
Cel mai bun portar este Umăneț Alexei Coșu. Mai bun golgeter. Кожо Константин, 9 голов. Кожо. Петушкевич Михай. Deci,
locul întâi și deținătorii cupei transmisibile a anului 2018, echipa satului Coșiță. Permiteți-mi să-i ofer cuvânt președintele raionului Dubăsari, domnul Grigore Policinski. Poftim! Mulțumesc foarte mult! Stimați prieteni, eu cred că fiecare an are ceva deosebit în turneul respectiv. Ieri, atunci când am luat cuvânt în fața copiilor, tinerilor din instituțiile de învățământ, chiar le-am spus că îmi doresc foarte, foarte mult ca ei să crească patrioți adevărați ai Republicii Moldova. Această finală de astăzi a fost una absolut deosebită, fiindcă și deținătoarea locului 4, echipa din Coșova, merită aplauze pentru că au fost foarte mult. Care a ocupat locul 3, echipa din Olovata Nouă, a fost foarte bravi. Iar finala mare, unde au jucat inspectoratul de poliție, și echipa din tânăra echipă din Coșiță, a fost de zile mari. Așa este. Aplauze, atâtea emoții au fost din inimă și cred că jucătorii nu se supără pe suporterii dumneavoastră care altădată poate prea mare temperament au avut, dar lucrurile acestea cred că se datorează dorinței ca echipa favorită, echipa fericită să ocupe primul. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor dumneavoastră, dragi sportivi. Vreau să mulțumesc colegilor mei din cadrul Consiliului Raional Dubăsari. Este prezent aici președintele Comisiei de Specialitate, maestru în sport, domnul Nicolae Gazea, care întotdeauna a susținut ideile noastre a autorității executive, propunerile noastre, programul de activitate al Consiliului Raional Dubăsari prin alocarea de surse financiare. Și desigur că n-ar fi fost această mare sărbătoare a fotbalului, această mare sărbătoare a prieteniei, acest turneu comemorativ în memoria regretatului Boris Dovgan, dacă nu era inițiativa și marea dorință, marea dragoste de sport a domnului Vladimir Ilici Deordița. Haideți să aplaudăm oamenii aceștia, pentru că cu adevărat se merită acest lucru. Într-adevăr, a fost foarte greu. Astăzi eu am menționat acest lucru la deschidere, să conduci cu organizarea la sute de oameni, pentru că sute de sportivi au participat, sute de suporteri, și eu aș vrea foarte mult să mulțumesc colegilor mei din cadrul Școlii Sportive Raionale Dubăsari, conducător domnul Vasile Nagălisov, pentru implicarea cu toți colegii la acest eveniment foarte important. Eu cred că această prietenie a noastră, această dragoste de sport care am demonstrat-o de parcursul a 19 ani, inclusiv în anul acesta cu participarea Federației Moldovenești de Fotbal, fiindcă au fost cadouri din partea Asociației Raionale, președinte domnul Sergiu Grigoriu. A fost, într-adevăr, un eveniment
viitor, când vom împlini 20 de ani acestui turneu, noi să ne pregătim și mai bine. Eu vreau să vă doresc tuturor dumneavoastră multă sănătate. Îmi pare rău că au fost și unele traume, dar sper foarte mult că ele să treacă și anul viitor, la aniversarea a 20 de ani a acestei idei minunate a domnului Vladimir Diordița, toate echipele să fie prezente, iar noi, Consiliul Raional Băsari, vă asigurăm că vom depune tot efortul ca organizarea să fie la un nivel nu mai jos decât anul acesta, poate mai bun, inclusiv în ceea ce privește arbitrajul, în ceea ce privește organizarea, primirea echipelor. Și deci, sigur că vreau să vă doresc tuturor dumneavoastră verticalitate, putere, patriotism, succes frumoasă și o viață mai bună. Trăiască Republica Moldova, trăiască sportul, trăiască fotbalul. Mulțumesc frumos! Cuvânt primar de Coșința, Alexei Gafă. Este o deosebită onoare și astăzi, deja mai mulți ani la rând, să fiu alături de colegi, de domnul Vladimir Diordița, de dumneavoastră, să fiu tineri la această deosebită cupă care se organizează în Raimundul Băsar și în satul Coșnița la inițiativa domnului Vladimir Diordița. Eu cred că deja după 19 ani la rând de găzduire acestui turneu aici, pe acest teren din satul Coșnița, cu siguranță s-a demonstrat că menirea și anume omagiu regretat lui Boris Dovbe, veteranul căzut pe locul de luptă în războiul din 92 și a atins țintă. Eu sunt deosebit de recunoscător tuturor care au participat la organizația în Vladimir Diordița, Consiliul Raional Băsari, arbitrilor care se vede după fața lor cât au retrăit pentru a juriza un joc două zile la rând. Și nemijlocit vreau să aduc sincere mulțumiri participanților, stimați tineri, dumneavoastră, tuturor. Întotdeauna la începutul oricărei competiții organizatorii spun să învingă cel mai puternic. Și eu sunt excepțional de mândru astăzi pentru faptul că cel mai puternic a fost Coșnița. Felicitări, dragi! Mulțumesc! Eu tot vreau să mulțumesc tuturor participanților, tuturor echipelor care acceptați invitațiile noastre și veniți ani la rând și veniți într-adevăr pregătiți foarte bine. Vreau să spun grupa care a jucat Coșnița erau foarte puternice echipe. Și ești părâta. Foarte, bravo, mi-e foarte mult de plăcut. Și cred că și în celelalte tot erau, eu am bătut după scoruri, și cu Lercaniu, care nici nu a participat. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru participarea dumneavoastră. Și vreau să mulțumesc mult domnului președinte, domnul Grigore, vă mulțumesc mult pentru susținerea care ne-au acordat, ani la rând. Și tuturor instituțiilor care au pus suport, au ajutat la organizarea și petrecerea acestor turneu. Și finisând chiar și cu copiii grupilor care le am eu, mai mici, ca sunt vreo câțiva, care m-au ajutat și la pregătirea terenilor, da? Și așa mai departe. Deci toți care au contribuit, au ajutat, vă mulțumesc mult din suflet. Pentru onorarea Drapelului Moldova, da? Raimundul Băsar. Thank you.
mulțumesc. Deci, cu această turneu la mini-fotbal, în numele lui Boris Dovgan, ediția 19 se declară închisă.